Noi imagini din Ucraina, unde rușii au fost cât pe ce să-și prăbușească singur un elicopter de atac într-un lac. Din imaginile filmate de niște civili, se vede cum un aparat de zbor coboară chiar deasupra lacului și începe să se deplaseze lateral. A fost surprins momentul în care ruși din Ucraina scapă un elicopter de luptă de sub control și aproape că îl prăbușesc într-un lac. Conform Digi24, când ajunge în dreptul celor care filmează, elicopterul începe să se balanceze haotic, ajungând cu coada la mai puțin de 1 metru de suprafața apei, cât pe ce să se prăbușească în lac. Cei care filmează se amuză, în timp ce ambele elicoptere se deplasează apoi deasupra lacului mai departe. Spre finalul filmării se vede iar cum unul din elicoptere se apropie periculos de mult de suprafața apei.